Haideți, maestre, să ne spuneți despre linia rară. Am spus noi că cine o descoperă în palmă este protejat de divinitate. Măi, cine o descoperă, nu. Cine o posedă. Cine o posedă. Că poți să-mi o descoperi tu, dar nu e a ta, e a mea. Bun, deci, cine o are în palmă, așa. Așa. Chiromanția asta e o... de linia. Dar dacă nu ai în palmă, ești terminat, că zice, ține-o bine, că dacă ai pierdut-o, asta a ta mama nu-ți mai dă. Nu, asta e, eu, noi ne amuzăm, că românii știu să găsească teme de amuzament la absolut. Asta e limba românească, e frumoasă, e colorată, e pestriță. Bun. Deci dar, cine are linia rară în dar, palmă? Dar vedeți că, să știi că foarte mulți oameni sunt interesați de știința asta de observație, care se numește chiromanție. Dar asta e. Fiecare cu ce a lăsat Dumnezeu. Unul are linia vieții, are linia capului, are linia inimii, mai are și linia destinului, mai are și hepatica sau linia sănătății, dar la are linia îngerului păzitor sau linia lui Marte. Acea excepție care... ce să-i face? Nu poate să o aibă toată lumea. Și nu toată lumea seamănă între ei. Oamenii sunt identici. Așa și cu palmele sunt diferite. E, linia asta apare, aveți pe micul ecran, aveți și voi desenul, e subliniată, e întărită această linie, dar eu am să încerc să vă arăt pe propria palmă ca să o vedeți. Asta e linia vieții, care înconjoară, taie palma în două și se duce fiecare, în funcție de lungimea vieții lui, după degetul mare. Dar linia asta specială a îngerului păzitor sau linia super norocului, super protecției, este o linie care vine paralel cu linia vieții. Poate să fie foarte bine marcată de la început, să întindă pe toată suprafața și asta înseamnă un noroc extraordinar. Norocul ăsta nu se... că neapărat trebuie să câștigi la lotă, că toată lumea, când e referință la cuvântul noroc, da. Ne gândim la o pleașcă din asta căzută din cer, fără multă muncă. Este o linie de protecție. Eu zic că am fost norocos. Am și pe mâna stângă, da? Și văd că mai apare una acum la bătrânețe. Când era mai tânăr, făceam prostii, nu apărea. Atunci noi mai luam așa după scatolcă, cum zici tu. Dar este și pe partea, și pe mâna dreaptă. Da. Uitați-vă bine, că nu e o linie greu de descifrat, dar fiecare încercați să vedeți paralel cu această linie a vieții, dacă mai aveți, că nu trebuie să fie chiar lipită, da? Da, e puțin mai distanțată, e mai ridicată, mai sus. Și curios, că v-am explicat de multe ori, la începutul, eu știu, prima tinerețe, jumătate, pe la media vârstei 35-40 de ani, în fiecare, un ciclu de ăsta scurt de 3-4 ani, mai va apar în palme linii noi. Deci asta, poți să te naști cu ea, sau dar la fel de bine poți să o dobândești în cursul vieții. De ce? Pentru că îngerul tău ăla, păzitor și protector, vine să te răsplătească cu această linie în momentul când tu dai dovadă de bunătate naturală. Da? Altruismul ăla care mulți s-au născut cu el și simt că dacă au un leu, trebuie să-l împartă cu cei de-al. Eu cred că aici am părăsit și am venit altul și eu creat altă linie. Nu, stai liniștit acolo. Că nu e. O fugit singurul de mine. Lidia, știi ce se întâmplă cu linia asta? Foarte mulți o confundă cu linia vieții, dar nu e linia vieții. Și zice, ia uitați ce scurtă e linia asta și înseamnă că eu mor de vreme. Doamna care m-a întrebat avea 57-58 de ani, până în 60. Și zic, doamnă, la ce de aici, pe segmentul ăsta, noi asta ați murit undeva la 28 de ani, 30. Și eu acum stau de vorbă cu o fantomă. Păi nu e linia vieții, nu e doamna linia vieții. Când i-am explicat, era în culmea fericit. Dar știți că odată era să mă calce mașina? Am coborât și în loc să văd că e roșu la semafor, eu am văzut verde. Și nu sunt daltonist. Și am pus piciorul jos. În momentul când am pus pe dreptul,
parcă cineva a venit, m-a luat de gulă și m-a tras înapoi. Noi am mai discutat de protecția îngerului păzitor. Uite, așa am eu, vezi? Ai văzut-o? Vine una așa și una vine... Așa, doamnă, așa. Deci asta se oprește. Da, 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 vezi că tu te-ai născut cu ea. Da, uite, vezi? Da. Mea se oprește aici undeva și vine celălalt. Maestră, deci dacă nu o ai, o poți dobândi prin fapte bune. O poți dobândi prin faptele bune și prin lucruri. De multe ori am avut un... și am și acum trăiește Dumnezeu să-l țină, să trăiască mulți ani de zile, un nesăbuit, unul care nu știa ce e frica. E contrar la ce subiect a dezvoltat Lidia cu frica. A sărit într-o... s-a urcat pe intrarea, sau să zic, copertina de la intrarea din bloc, a spart geamul și a intrat și a salvat un om care luase foc în casă. Adică atât de puternic a fost în momentul ăla și poate că e irațional, că spuneți ce, nu știu, așa am simțit. A închis butelia. Aia a fost interesant. A închis butelia, s-a stins focul, practic. Și l-a scos pe la pe fereastră. Și după aceea s-a întors și ia și butelia, ca să nu explodeze. N-avea de ce să mai explodeze că el... Da. Dar, ei, ăsta și-a creat singur, prin faptele lui pe care le-a făcut, da? Și-a creat niște oportunități de a avea această linie... În palmă. Mai este, există persoane care nu au și nu știu dacă o vor dobândi? Nu, dar asta nu înseamnă acum că trebuie să facem un cap de țară. Pentru că poți să ai multitudine de alte linii care să te facă să fii un om de succes. Dar asta se referă și o să punctăm așa ca să fie pe înțelesul fiecăruia, dacă o ai la mâna dreaptă, zice că reprezintă răsplata pentru faptele bune pe care le-ați făcut. În schimb, dacă o ai la mâna stângă, reprezintă darul și protecția născutului, adică celui care o posedă. Deci asta ai obținut-o prin nativitate, că ai avut-o pe asta și ulterior ți-a apărut și pe partea, pe mâna dreaptă. Asta e o laudă la adresa persoanei respective care o are. Înseamnă că a făcut niște lucruri bune. Și dacă l-avem în ambele palme? Ce se întâmplă cu el? Ia uzi, sunt norocoase, supraviețuiesc în caz de accidente sau calamități. Eu am trecut până cu tremur și parcă Dumnezeu îmi dădea niște puteri să fac lucruri pe care nu le mai făcea nimeni. Să zguduia și eu mă gândeam cum să-i scot din casă pe ceilalți. Sunt sănătoase și nu au probleme financiare. Adică probleme financiare grave. Da. Mărunțișuri din astea avem toți oricum. Da? Așa că uitați-vă bine, dacă aveți această linie, reprezintă protecția voastră. Dacă o aveți pe mâna stângă. Dacă o aveți pe dreapta, e foarte bine. Protecția prin nativitate se instalează pe mâna stângă. Și desenul care... este făcut, vedeți voi că sunt o multitudine de linii aici. Și vorbeam noi odată, dacă și amintesc telespectatorii și precis țin minte, era acea configurație de la linia inimii, a capului, a sănătății și a linia norocului. Și apărea acel M. Da. M. Acum am descoperit că sunt persoane care au și L-ul. Elu. Au exact scrisă litera El. Sunt și alte litere care pot să apară la voi. Da? Elu poate să apară de la îndemnul unei persoane care e mai lașe, e mai așa, mai fricoasă, ca să lupte ceea ce va dobândi în viață, va dobândi până luptă. Ăștia care au linia paralelă cu linia vieții sunt... să zic eu, favorizații soartei. Da? Dar nu vă speriați, pentru că aveți alte multe, multe linii care vă pot ajuta să completați această mică carență, că nu e extraordinar. Dar ce să-i facem? Da. Nu sunteți toți nemuritorul. Da. Interesant, maestre. Interesant. Deci nu avem, o putem dobândi și sunt și alte semne care arată că... Sunt foarte multe semne. Palma noastră e o hartă extraordinară, este toată harta sufletului nostru, a mentalului nostru, așa cum numele, prenumele și datele de naștere îți dau o geografie de cunoaștere a tuturor secretelor ascunse acolo, incumbate în nume și prenume,
dar și în datele de naștere. Dar palma e la îndemâna oricui și un ochi ager care a exersat și a studiat e de ajuns, chiar dacă eu stau așa cu mâna atârnată în metrou sau eu știu de ceva, cineva mi-a citit palma imediat, știe ce și cum, înțelegi? Pe când, după date, trebuie să îi le oferi. Deci da. E un avantaj. Din cele trei mari științe ezoterice, adică astrologia, numerologia și chiromanția, mai vin și alea adiacente, care noi am mai vorbit despre ele, și care în final, la fiecare emisiune, o folosim. Cartomanția. Da. Tot ce e legat de rune. Cam asta despre... Vreți, maestre, să ne spuneți despre linia rară? Am spus noi că cine o descoperă în palmă este protejat de divinitate. Măi, cine o descoperă, nu. Cine o posedă. Cine o posedă. Că poți să mi-o descoperi tu, dar nu e a ta, e a mea. Bun, deci, cine o are în palmă, așa. Așa. Chiromanția asta e o... de linia. Dar dacă nu ai în palmă, ești terminat, că zice, ține-o bine, că dacă ai pierdut-o, asta a ta mama nu mai dă. Nu, asta e, eu... Noi ne amuzăm, că românii știu să găsească teme de amuzament la absolut... Asta e limba românească, e frumoasă, e colorată, e pestriță. Bun. Deci dar, cine are linia rară în dar, palmă? Dar vedeți că, să știi că foarte mulți oameni sunt interesați de știința asta de observație, care se numește chiromanție. Dar asta e. Fiecare cu ce a lăsat Dumnezeu. Unul are linia vieții, are linia capului, are linia inimii, mai are și linia destinului, mai are și hepatica sau linia sănătății, dar la are linia îngerului păzitor sau linia lui Marte. Aceea excepție care, ce să-i face, nu poate să o aibă toată lumea. Și nu toată lumea seamănă între ei, oamenii sunt identici. Așa și cu palmele sunt diferite. E, linia asta apare, aveți pe micul ecran, aveți și voi desenul, e subliniată, e întărită această linie, dar eu am să încerc să vă arăt pe propria palmă ca să o vedeți. Asta e linia vieții, care înconjoară, taie palma în două și se duce fiecare, în funcție de lungimea vieții lui, după degetul mare. Dar linia asta specială a îngerului păzitor sau linia super norocului, super protecției, este o linie care vine paralel cu linia vieții. Poate să fie foarte bine marcată de la început, să întindă pe toată suprafața și asta înseamnă un noroc extraordinar. Norocul ăsta nu se... că neapărat trebuie să câștigi la lotă, că toată lumea, când e referință la cuvântul noroc, da. Ne gândim la o pleașcă din asta căzută din cer fără multă muncă. Este o linie de protecție. Eu zic că am fost norocos. Se vede cel mai bine la față. O am și pe mâna stângă, da? Și văd că mai apare una acum la bătrânețe. Când era mai tânăr, făceam prostii, nu apărea. Atunci noi mai luam așa după scatolcă, cum zici tu. Dar este și pe partea, și pe mâna dreaptă. Da. Uitați-vă bine, că nu e o linie greu de descifrat, dar fiecare încercați să vedeți paralel cu această linie a vieții, dacă mai aveți, că nu trebuie să fie chiar lipită, da? Da, e puțin mai distanțată, e mai ridicată, mai sus. Și curios, că v-am explicat de multe ori, la începutul, eu știu, prima tinerețe, jumătate, pe la media vârstei 35-40 de ani, în fiecare, un ciclu de ăsta scurt de 3-4 ani, mai va apar în palme linii noi. Deci asta, poți să te naști cu ea, sau s-o dar dobândești. La fel de bine poți să o dobândești în cursul vieții. De ce? Pentru că îngerul tău ăla, păzitor și protector, vine să te răsplătească cu această linie în momentul când tu dai dovadă de bunătate naturală. Da? Altruismul ăla care
mulți s-au născut cu el și simt că dacă au un leu, trebuie să-l împartă cu, cu cei eu cred că aici am părăsit și am venit altul și eu cred că am întâlnit. Nu, nu, stai liniștit acolo. Că nu e, de o fugit singurul de mine. Lidia, știi ce se întâmplă cu linia asta? Foarte mulți o confundă cu linia vieții, dar nu e linia vieții. Și zice, ia uitați ce scurtă e linia asta și înseamnă că eu mor de vreme. Doamna care m-a întrebat avea 57-58 de ani, până în 60. Și zic, doamnă, la ce de aici, pe segmentul ăsta, noi asta ați murit undeva la 28 de ani, 30. Și eu acum stau de vorbă cu o fantomă. Păi nu e linia vieții, nu e doamna linia vieții. Când i-am explicat, era în culmea fericit. Dar știți că odată era să mă calce mașina? Am coborât și în loc să văd că e roșu la semafor, eu am văzut verde. Și nu sunt daltonist. Și am pus piciorul jos. În momentul când am pus pe dreptul, parcă cineva a venit, m-a luat de gulă și m-a tras înapoi. Noi am mai discutat de protecția îngerului păzitor. Uite, așa am eu, vezi? Ai aici văzut-o? Vine una așa și una vine... Așa, doamnă, așa. Deci asta se oprește. Da, 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 vezi că tu te-ai născut cu ea. Da, uite, vezi? Vezi? Da. Doamna se oprește aici undeva și vine cealaltă. Maestră, deci dacă nu o ai, o poți dobândi prin fapte bune. O poți dobândi prin faptele bune și prin lucruri. De multe ori am avut un... și am și acum trăiește Dumnezeu să-l țină, să trăiască mulți ani de zile, un nesăbuit, unul care nu știa ce e frica. E contrar la ce subiect a dezvoltat Lidia cu frica. A sărit într-o... s-a urcat pe intrarea, sau să zic, copertina de la intrarea din bloc, a spart geamul și a intrat și a salvat un om care luase foc în casă. Adică atât de puternic a fost în momentul ăla și poate că irațional, că spune, zice, nu știu, așa am simțit. A închis butelia. Aia a fost interesant. A închis butelia, s-a stins focul, practic. Și l-a scos pe la pe fereastră. Și după aceea s-a întors și ia și butelia, ca să nu explodeze. N-avea de ce să mai explodeze că el... Da. Da. Ei, ăsta și-a creat singur, prin faptele lui pe care le-a făcut, da? Și-a creat niște oportunități de a avea această linie... În palmă. Mai este, există persoane care nu au și nu știu dacă o vor dobândi? Nu, dar asta nu înseamnă acum că trebuie să facem un cap de țară. Pentru că poți să ai multitudine de alte linii care să te facă să fii un om de succes. Dar asta se referă și o să punctăm așa ca să fie pe înțelesul fiecăruia. Dacă o ai la mâna dreaptă, zice că reprezintă răsplata pentru faptele bune pe care le-ați făcut. În schimb, dacă o ai la mâna stângă, reprezintă darul și protecția născutului, adică celui care o posedă. Deci asta ai obținut-o prin nativitate, că ai avut-o pe asta și ulterior ți-a apărut și pe partea, pe mâna dreaptă. Asta e o laudă la adresa persoanei respective care o are. Înseamnă că a făcut niște lucruri bune. Și dacă da, l-avem în ambele palme? Ce se întâmplă cu el? Ia uzi, sunt norocoase, supraviețuiesc în caz de accidente sau calamități. Eu am trecut până cu tremur și parcă Dumnezeu îmi dădea niște puteri să fac lucruri pe care nu le mai făcea nimeni. Să zguduia și eu mă gândeam cum să-i scot din casă pe ceilalți. Sunt sănătoase și nu au probleme financiare. Adică probleme financiare grave. Ca da. Mărunțișuri din astea avem toți, oricum. Da? Așa că, uitați-vă bine, dacă aveți această linie, reprezintă protecția voastră. Dacă o aveți pe mâna stângă. Dacă o aveți pe dreapta, e foarte bine. Protecția prin nativitate se instalează pe mâna stângă. Și desenul care... este făcut, vedeți voi că sunt o multitudine de linii aici. Și vorbeam noi odată, dacă și amintesc telespectatorii și precis țin minte, era acea configurație de la linia inimii, a capului, a sănătății și a linia norocului. Și apărea acel M. Da. M. Acum am descoperit că sunt persoane care au și L-ul. Elu. Au exact scrisă litera El. Sunt și alte litere care pot să apară la voi. Da? Elu poate să apară de la îndemnul unei persoane care e mai lașe, e mai, așa, mai fricoasă, ca să lupte
ceea ce va dobândi în viață, va dobândi până luptă. Ăștia care au linia paralelă cu linia vieții sunt, să zic eu, favorizații soartei. Da? Dar nu vă speriați, pentru că aveți alte multe, multe linii care vă pot ajuta să completați această mică carență, că nu e extraordinar. Dar ce să-i facem? Da. Nu sunteți toți nemuritorul. Da. Interesant, maestre. Interesant. Deci nu avem, o putem dobândi și sunt și alte semne care arată că... Sunt foarte multe semne. Palma noastră e o hartă extraordinară. Este toată harta sufletului nostru, a mentalului nostru, așa cum numele, prenumele și datele de naștere îți dau o geografie de cunoaștere a tuturor secretelor ascunse acolo, incumbate în nume și prenume, dar și în datele de naștere. Dar palma e la îndemâna oricui și un ochi ager care a exersat și a studiat e de ajuns, chiar dacă eu stau așa cu mâna atârnată în metrou sau eu știu de ceva, cineva mi-a citit palma imediat, știe ce și cum, înțelegi? Pe când, după date, trebuie să îi le oferi. Da. Deci e un avantaj. Din cele trei mari științe ezoterice, adică astrologia, numerologia și chiromanția, mai vin și alea adiacente, care noi am mai vorbit despre ele, și care în final, la fiecare emisiune, o folosim. Cartomanția. Da. Tot ce e legat de rune. Cam asta despre...